Noul sezon politic va debuta cu demisii și cu numiri în funcție și acestea se vor manifesta atât la nivelul Parlamentului cât și la nivelul Guvernului, ori avem și instituții subordonate Parlamentului față de care noua guvernare anterior formulase careva pretenții. Cei ce reprezintă noua putere vor încerca să preia puterea sau mai bine zis controlul situației la toate nivelurile, absolut la toate nivelurile, plasându-și oamenii lor. Acesta va fi și un test pentru o nouă guvernare. Al doilea mare test, nouă guvernare îl va susține către jumătatea noului sezon politic, atunci când va trebui să vină și să propună nouă politică bugetar-fiscală și proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor. Sunt două documente fundamentale care stabilesc regulile de joc pentru întreg anul 2022. Iar cel de-al treilea test va veni pe finalul sezonului politic care abia acum începe, atunci când se vor împlini 100 de zile ale guvernului și atunci ale constituirii oficiale a majorității parlamentare. Vom putea face și primele concluzii despre ceea ce reprezintă în realitate noua putere care s-a instaurat în Republica Moldova după alegerile parlamentare anticipate.